Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului. În această ediție aduc în fața dumneavoastră un primar care, dacă face treabă, este pus la zid. Suntem în țara nimănui, cel puțin asta apare în momentul în care vezi că un edil care vrea să facă tot ce e mai bun pentru comunitate ajunge să se certe și în stânga și în dreapta, să se judece pentru lucrurile bune care le face pentru localitatea sa. O să discutăm pe larg cele petrecute în ultimele zile la Motru. Invitatul meu din această seară este Cosmin Morega, primarul acestei localități. Bună seara, domnule primar! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara tuturor celor care ne privesc. Domnule primar, faceți treabă, nu e bine. Dacă n-ați face, nu e bine. Cum mai merg lucrurile? Adică, oricum, lumea este sătulă de tot ce a fost rău și de faptul că sunt scumpiri și de faptul că abia ne descurcăm. Dar în momentul în care văd că se întâmplă lucruri și sunteți blamați, sunteți acuzat, cum reacționează comunitatea? Să știți că din punctul meu de vedere, eu zic că răspunde corect și normal. Oamenii au văzut, au simțit ceea ce se întâmplă, au încredere în primarul Cosmin Morega și au văzut că ceea ce am spus se și adeverește. Este adevărat că în urmă cu ceva timp, vreo 2-3 ani de zile, am spus că funcția de primar, cel puțin la Motru, va fi depreciată. Va fi ceva timp până oamenii vor căpăta încredere din nou în funcția de primar și în primarul care va fi ales. Și acest lucru cred eu că l-am îndreptat. De ce? În urmă cu ceva ani de zile, oamenii erau mințiți, păcăliți, duși cu vorba și nu mai aveau încredere. Acum, după un an și ceva, au văzut că ceea ce am spus a început să devină realitate. Și vreau să accentuez, Motru a fost și este de un an de zile un oraș în continuă dezvoltare. Este un oraș unde în fiecare zi, oriunde te-ai uita, găsești oameni care mișcă și fac lucruri bune pentru comunitate și este un oraș care se va dezvolta. Astăzi, pot să spun că am adus, primăria municipiului Motru a achiziționat 1150 de pubele. Atenție! 1150 de pubele n-au fost achiziționate, cred că în 10-15 ani. Ultimele pubele care au fost achiziționate, vreo 400 și ceva, le-am achiziționat pe timpul cât eram director la Direcția Publică Motru. Astăzi am descărcat în parcarea primăriei municipiului Motru un tir de astfel de europubele, pe care le vom distribui din partea primăriei cu titlu gratuit la toate gospodăriile de pe raza municipiului Motru și 20 de eurocontaine de 1,1 metri cubi pentru gunoi selectiv, adică pentru plastic, carton, să nu mai fie aruncate la voia întâmplării aceste resturi și deșeuri. Practic, începem activitatea aceasta de salubrizare a localității și am văzut că este și normal până la urmă să punem la dispoziție cetățeanul înainte de a-i cere acest lucru. Am în vedere ca în acest an în buget să fie prinsă inclusiv achiziția unei mașini pentru transportul gunoiului, unei auto speciale în acest sens, o valoare de vreo 150-30.000 de euro. Au căutat colegii și au luat în calcul o astfel de valoare. La sfârșitul anului am achiziționat un tractor încărcător frontal, lucru care nu s-a întâmplat la motul de ani de zile. Vedem pe străzile din municipiul Motru dotări care nu au existat. Apa Regiu are două mașini, o vidanjă și o combinată cu vomă, cu o valoare de peste 300 și ceva de mii de euro, buldo excavator nou, urmează să primească și un încărcător frontal și toate acestea au fost posibile datorită unei bune colaborări. Putea ca acea vidanjă sau vomă să ajungă în altă parte, Turcieni, Rovinari, chiar Târgu Jiu, nu la Motru. Pentru a face o comparație, municipiul Motru a avut o singură vidanjă în urmă cu 30 de ani, de aceea antică și de demult. Iar în ultimii 80 ani nu a mai existat nici aceasta. Practic aveam o singură astfel de mașină când exista Rezoprest. Cam asta este diferența între unii și alții și este normal, poate, să ne mulțumească unele persoane. Dar ce este deranjant că s-a ajuns prea departe ca să vezi că o instituție a prefectului se implică într-o astfel de luptă politică când dumnealor sau dumnealui, chiar dacă este numit politic, ar trebui să gândească doar administrativ și legislativ, să ne îndrume și acolo unde vede că într-adevăr se mișcă lucrurile. E posibil poate să greșim și noi primarii. Ai multe pe cap, ai multe de făcut într-o zi, doresc să faci orice, să te tragă de mânecă frumos, elegant și să te îndrume pentru a rezolva problema, nu să te încurce. Tot ceea ce se încearcă este din răutate, din a face pe plac colegilor de partid, din a cred eu aș atrage oarecum o simpatie a unor colegi ai dumnealui de partid, poate cu un scop bine pus la punct, poate va dori
domnul prefect Iacobescu despre dumnealui vorbesc, să preia partidul. E problema Asta se dumnealui. vehiculează că este o bătălie în PNL și fiecare acum își arată mușchi într-un fel Și sau altul. consideră că noi primarii suntem oarecum puși la milă și prin noi își arată și își încordează mușchii și le demonstrează colegilor de partid cât de bun și cât de bine poate să ține el în mână o astfel de problemă. Eu l-aș ruga să se aplece mai mult asupra problemelor județului. Sunt multe și nerezolvate. Nici acum nu cred că s-a rezolvat problema gropii de gunoi la dumneavoastră în, în localitate, municipiu. În continuare, dacă trecem prin acea zonă, Băleși, miroase îngrozitor seara și asta cred că este o altă problemă care nu știu dacă s-a rezolvat sau se dorește a fi rezolvat. Pe lângă multe alte probleme, centura, podul de la Lainici, eu știu care le mai are dumnealui și care mai sunt de rezolvat. Dar asta este o problemă pe care ar trebui să și-o pună, să o analizeze foarte clar și să înțeleagă că nu toți oamenii acceptă astfel de intimidări. Eu o consider ca o intimidare și atunci când vezi un primar de la PNL, un primar de la Pro-România, primar de la PSD, nemulțumiți de o astfel de abordare din calitatea de prefect, nu o fi toți nebuni și dumnealui cel mai bun. Înseamnă că are o problemă dumnealui de comunicare, de a înțelege bine legislația și de a înțelege că nu trebuie să dai doar răspuns la solicitările partidului, să dai răspuns la solicitările cetățenilor, ale comunității. Aș fi apreciat dacă domnul prefect, atunci când a fost lăsat motru fără căldură de un coleg al dumnealui, care conducea la timpul respectiv oata motru, Correct. Timp de 4-5 zile fără căldură, să fie în mijlocul problemei, acțiunii. Și apreciam acest lucru. Chiar dacă era oarecum poate la limita legii, spui, domnule, nu am voie. Aveți voie, domnul prefect, sunteți trimisul guvernului în teritoriu. Eu am avut buna plăcere și am considerat că este normal să vă informez despre această problemă, că 20.000 de oameni sau 15.000 de beneficiari nu au apă caldă și căldură în preajma sărbătorilor de Revelion, iar dumneavoastră oarecum v-ați simțit supărat de acest mod că v-am abordat și v-am anunțat. Nu v-am cerut nimic, doar v-am anunțat, iar dumneavoastră dacă considerați prin pârghile, prin puterea pe care vi-o da acest post să ne ajutați, aș fi apreciat. N-ați făcut acest lucru, a fost greu probabil să treceți Bujorescu până la Motul, să vedeți de acolo problema constă. Ba mai mult, v-ați fi gândit după 2-3 zile să faceți o verificare cu corpul de control, să vedeți dacă Morega a făcut bine, n-a făcut bine, de ce a fost nominalizat de Comitetul Situației de Urgență să se implice în rezolvarea problemei. Asta era oful dumneavoastră. De ce? Să apărați un coleg de partid. Nu așa veți rezolva problema și cred eu că nu de asta ați fost numit în această funcție. Este adevărat, dumneavoastră poate sunteți numit de una, două persoane. Noi, primarii și aleșii locali, consilieri locali, județeni, suntem aleși de mii de oameni. Până la urmă, acei oameni și-au pus încrederea în noi și ne-au dat acel vot pentru a face ceva pentru comunitate. Poate sărim și noi câteodată, eu știu, mai nervos tonul, calul, cum spun unii, dar o facem pentru comunitate. Nu o facem cu mal scop neapărat politic, o facem pentru a ne rezolva probleme. De ce? Observăm că la orice solicitare a noastră nu se dă curs decât dacă ai același carne de partid. Și nu este normal, domnule prefect. Ați primit? Avem prefecții numiți, adică s-a permis ca prefecții să fie... Direct politic. Ați primit o adresă politică prin luna noua, cred eu, nu mai știu, 13.800 ceva număr, din partea Partidului Național Liberal, organizația MOTU, probabil prin președintele acestui partid, scrisă și redactată de fostul primar și președinte de partid Gigelgian. Este adevărat că el conduce și acum partidul la MOTU. Dar să înțelegeți, oameni buni, asta au vrut oamenii și dacă fac treabă nu trebuie să vă supere, ar trebui să fiți bucuroși că există o persoană dispusă să stea zi și noapte pentru a rezolva probleme, știe cum trebuie făcute și chiar le face. Din contră, pe dumneavoastră vă deranjează acest lucru, probabil vă gândiți că așa acaparați dumneavoastră mai multă putere în partidul dumneavoastră și poate veți fi ales președinte de partid dacă asta vă doriți, dar este problema dumneavoastră, sau fostul primar să gândește că așa poate să pună în dificultate pe actualul primar, adică pe Cosmin Morega, să nu poată să-și ducă la îndeplinire proiectele și investițiile pe care dorește să se facă pentru comunitate. Ba mai mult, să-i găsiți o mică greșeală de abuz, de dosar penal, că asta vă este singurul scop în viață sau în următoarele luni, de a găsi o problemă cu Cosmin Morega, să nu mai poată candida, să poată fi suspendat. Eu vă spun că nu o să găsiți astfel de lucruri. Și dacă va fi, mă voi lupta cu dumneavoastră până în pânzele albe, lucru care l-am și făcut,
Să nu vă bucurați dacă ați câștigat un mic o mică luptă, când ați câștigat un război, și vă atrag atenția că acei oameni care vă sfătuiesc, nu vă sfătuiesc decât de bine, domnule prefect. De ce? Ați aruncat în spațiu public, că ați fost invitat la o televiziune, nu știu exact unde, că riscă consilierii locali de la Motru, că au avut ghinion și neșansa, să fie suspendați sau dați afară din Consiliul Local, că n-au participat la niște ședințe de Consiliu. V-aș ruga să vă faceți timp și să vă aplicați aceste probleme, să verificați dacă acele ședințe au avut, eu știu, au fost până la urmă programate corespunzător, având în vedere că cei care au fost, cei care le-au convocat, și dumneavoastră dați cu la acea adresă din luna noua pe care v-am solicitat să mi-o prezentați și ați cam uitat să ne răspundeți de vreo câteva luni la acea adresă, domnule prefect, și nu este bine, sunteți cel care trebuie să apărați legea în teritoriu și adevărul până la urmă. Nu cum vă convine dumneavoastră și nu mi-ați dat răspuns, dar am revenit astăzi cu adresă și poate vă faceți timp mâine și îmi dați un răspuns să vedem exact cine a transmis acea adresă și cui răspundeți dumneavoastră și căror ordine politici răspundeți, ca să vadă și cetățenii exact cum stă treaba. Și să vedeți că acele ședințe de care vorbiți dumneavoastră, domnule prefect, se doreau a fi realizate într-o sală de sport. Pe pandemie, unde indicele era foarte mare la timpul respectiv, și mai mult, colegii dumneavoastră și-au permis să convoace o ședință extraordinară de îndată, cum au dorit dumnealui, e problema dumnealor, într-o sală de sport unde se desfășura activitatea copiii. Practic, în opinia dumneavoastră, trebuia să scoată copiii în frig, da, în luna noua, pe pandemie, și să vină acești domn consilier să țină o ședință. Ca să-și numească, să spunem de ce era ședința. Să numească un consilier local în, rămas un loc vacant odată cu plecarea domnului Jianu, să-l numească pe domnul Șes. N-am nimic cu domnul Șes. Lucru care s-a și întâmplat după ceva vreme. Dar nu este vina mea că colegii dumnealor nu și l-au dorit pe domnul Șes. Chiar colegii dumnealui nu l-au dorit, n-au făcut nimic chiar în acest colegii sens. Au absentat de la aceste ședințe. Colegii, președintele de ședință, mi-aduc aminte că la una din ședințe era chiar domnul Bălan Vasile, membru PNL. Cred că nu greșesc. S-au întâmplat multe de atunci. Și vă mai atrag atenția, domnul prefect, că nu știu dacă era corect și normal și ar fi trebuit să-i trageți dumneavoastră de ore pe colegii de partid, să scoți afară copii de clasa 7, 8, 6 dintr-o sală de sport, să nu te intereseze că acolo este se desfășoară activitate sportivă, educațională, să încurci un program al unei școli pentru moft al tău. Deci asta este o mică parte. Doi, haideți să citim și OG ce spune. Cât cu avem pe ecran, într-un calup de fotografii figurează și această o să vedeți OG. Dumneavoastră acolo că la litera D ați uitat ceva, v-ați oprit la o virgulă, unde spune că pot fi dați afară, cum spuneți dumneavoastră, sancționați, excluși consilierii care absentează nemotivat trei ședințe ordinare consecutiv, mai exact calendaristic. Nu într-o lună să înțeleagă lumea și dacă n-ar fi venit trei luni la rând. Noiembrie, decembrie și ianuarie, sau eu știu, septembrie, octombrie, noiembrie. Dumneavoastră ați luat doar ce v-a convenit de acolo și duceți în eroare cetățenii, duceți în eroare sau sunteți dus în eroare dumneavoastră de către apropiații dumneavoastră din prefectură, cu toate că ați primit un răspuns în acest sens, cred eu, și nu v-a convenit. De ce vă spun că l-ați primit? Acel răspuns pe care nu l-am primit nici eu în calitate de primar, nici aparatul primarului sau secretarul OAT-ului, în schimb l-a primit un consilier local și șeful de partid, Dan Matei, care din greșeală, din eroare, l-a scăpat pe rețeaua de socializare pe care avem ședința, domnule prefect. V-ați făcut de râs prin mâna colegilor dumneavoastră. Mai nou v-am solicitat prin acea adresă care mi-a spus să ne spuneți circuitul documentelor în cadrul instituției dumneavoastră, unde ar trebui să fie respectată legislația ad literam și să nu greșim. Înseamnă că nu aveți specialiști, înseamnă că dumneavoastră nu prea știți ce ar trebui și ce aveți de făcut și o să vă demonstrăm că au și șters-o imediat, dar am reușit să-i facem captură, cum ajunsese la consilierii PNL adresa o adresă, de la prefectură. Dar la noi nu. Și am întrebat, dumneavoastră, cum a ajuns dacă la noi n-a ajuns? Practic să dau pe WhatsApp înainte de a ajunge adresele și răspunsurile pe la primării sau la alte instituții, de ce? Pentru a-i face pe plac colegului de partid, prieten și ce-o mai fi de la Motru. Cred eu că astfel de spețe sunt și în alte localități, eu vorbesc strict de Motru, și ăsta este un lucru rușinos. Aștept și eu răspuns de la dumneavoastră, să fiți bărbați și să-mi trimiteți acea adresă, numărul, nu știu, la care ați răspuns dumneavoastră, 13.801 sau pe care ați primit-o, nu mai știu exact, din luna noua 2021, din partea Partidului Național Liberal și cred eu a președintelui
valida, nevalida de la Motru și atunci lumea va înțelege exact că dumneavoastră mai mult faceți activitate politică decât administrativă. Practic faceți figurație, vă place să ieșiți în evidență. V-am cunoscut cu toții, vă știm cu toții, am aflat cine este Marcel Iacobescu, am înțeles că sunteți prefectul cât veți mai fi al acestui județ. Ați reușit să ne mulțumiți, nu un primar, doi sau trei, și cred că mult mai mulți, de la toate partidele, nu, să nu se înțeleagă că de la PSD neapărat, și de la dumneavoastră din partid, și de la Pro-România, și de la alte partide. Acest lucru a fost spus public. Dacă este nevoie, domnul prefect, putem să venim și noi în fața prefecturii să ne spunem și noi problemele noastre. Putem să mergem și noi la București să le explicăm mai marilor și celor care v-au numit despre modul cum alegeți dumneavoastră să lucrați cu noi. Dar nu cred că asta este soluția. Mai aveți timp să vă reveniți. Eu cred că nu v-ați aștepta la funcția aceasta care ați primit-o așa peste noapte. Poate este euforia asta de moment acum că aveți o funcție pe care o dețineți și asta este. Nu ne comparați cu, eu știu, cu domeniul de activitate în care ați lucrat dumneavoastră. Nu sunt angajatul dumneavoastră, nu sunt subordonat dumneavoastră. Practic suntem la un nivel de colaborare, dacă vi-l doriți. Dacă nu vi-l doriți, nu este nicio supărare și vă mai transmit o dată cum am descurcat la oata și fără sprijinul dumneavoastră. Caut în continuare să mă descurc. Ați încercat să ne împiedicați și cu banii pe care i-am solicitat pentru oata, dar n-ați avut încotro, că așa a fost horoscopul și norocul meu în viață, să pot să fiu la locul potrivit și când trebuie. Acele presiuni făcute de AMR și toate solicitările către Ministerul Dezvoltării, Finanțe și multe alte instituții nu v-au mai dat posibilitatea să nu ne ajutați. Am avut și știu bețe, poate chiar pe la Ministerul Dezvoltării, de o anumită persoană, tocmai pentru a nu primi banii tot solicitați pentru oata. Am înțeles și această problemă și cu toate acestea, cu sau fără sprijinul dumneavoastră, Primăria Municipiului Motru a solicitat și a îndreptat către oata 105 miliarde, domnul prefect, ca să știe oamenii, nici când erau alte, fiind în opoziție și greu și cu multe lupte. Și poate acum înțeleg oamenii de multe ori, bă, dar de ce îți spune Morega tot timpul de oata? Ăsta a fost scopul, pentru a salva și a aduce acești bani pentru oata. Este adevărat că la ora actuală, cu ieșirea din insolvență, oata are o problemă foarte mare, neachiziționarea certificatelor de CO2 care trebuiau predate în anul trecut, 21 până martie pentru 2020. Valoarea va fi foarte mare. Eu am făcut un calcul la 8,5 miliarde doar pentru anul 2021. Dacă rămânea prețul 180 de euro certificatul, 80 valoarea lui și 100 amenda, deja am văzut un comunicat sau ceva despre CEO că a ajuns la 90 și ceva de euro un certificat. Valoarea va fi foarte mare, poate de 10 miliarde. Vin și certificate care va trebui să le predăm anul acesta pentru anul trecut, în unde aprilie. Valoarea sau numărul lor va fi tot undeva la 47-48.000 de certificate. Nimeni n-a dorit să ia la cunoștință sau nici măcar n-am fost informați că oata n-a achiziționat certificate și există oare prin scris negru pe alb că n-a achiziționat nimic, doar un număr de 57 care fostul coleg al dumneavoastră spunea că le achiziționa și de fapt erau restante, rămase de anii trecuți în stoc acolo la dumnealor în contabilitate. Și atunci, astea sunt probleme care ar trebui să le rezolvăm, domnul prefect. S-ar putea să mai putem să rezolvăm problema. 10 milioane de euro și cu încă 5-6 câte ar fi acum, nu cred că vom avea de unde să luăm acești bani fără un sprijin al guvernului. Această problemă nu e numai la Motru. Uitați-vă ce se întâmplă la Timișoara, unde stau în frig oameni. Colternu, da. Da, primarul din opoziție, că am fost în opoziție, nu pot să spun, a reușit să dea și la timp drumul la căldură și încercările unora de a ne încurca, am trecut peste ele. Avem căldură, zic eu, 90% mulțumitoare, mai sunt anumite zone, dar mai e și problema, eu știu, poate a locatărilor, poate a asociației, poate a oata. Mai sunt debite. Și debite, dar unde nu ajunge chiar cum ar trebui temperatura agentului termic. Dar cu toate acestea avem căldură, domnul prefect, la Motru și asta să știți că este meritul altora, nu al dumneavoastră. Le mulțumesc celor care au sprijinit această localitate și, din contră, apropiații de dumneavoastră dureau și cântau deja prohodul că nu va porni oata. Și știu ce spun. Asta își dorea, să nu pornească oata. Ca știți să se creeze o revoltă populară, cu siguranță. Da, chiar un domn ministru
Vrea să descurce Morega la moto, după care a ieșit și a spus, domnule, am ajutat Oata. Deci când îl interesa, când nu îl interesa. A mai luat și acei bani de pe la Ministerul, vreo 27 de miliarde de pe la Ministerul Finanțelor, nu neapărat că a dorit cineva. Nu au mai avut ce să fac. Nu au avut încotro, ne-am canalizat și ne-am făcut documentele cum trebuie. Din păcate îți mănâncă energie și timp și în loc să poți să faci altceva, trebuie să te canalizezi pe aceste lucruri, să-i dai răspuns domnului prefect că îți dă ordin ca în armată Ca în în timp 5 de zile 5 zile să să-mi răspunzi. puneți exact, precis, cum te-a anunțat la telefon, de pe ce telefon, din ce locație, dacă se poate. Domnul Nu, prefect. pe mine m-a frapat chestiunea, pentru că nu știți cum e. E Este de genul rușinos. țara arde și baba se piaptănă. Cum poate un angajat al primăriei, fie el și în aparatul propriu, să sune un consilier și să spună, domnul, de pe ce telefon mă sunați? Dar de ce nu veniți la ședință? Ce probleme aveți? Nu doriți? Nu vreți? Întrebați-i dumneavoastră, domnul prefect. Dacă aveți curaj, întrebați-i dumneavoastră pe domnii consilieri de ce n-au dorit. Dacă regulamentul spune că anunță telefonic, scris, verbal, cum este, s-a consemnat în procesul verbal, culmea că am dat și răspuns. Nu i-a convenit răspunsul. Nu s-a îmbucat, cum spune românul, cu virgula. Adică nu v-a fost pe plac. N-ați găsit varianta. Degeaba vă lăudați prin locul unde vă întâlniți că dați consilierii PSD afară. Că nu o să dați dumneavoastră niciun consilier. Până la urmă, nu sunteți Dumnezeu pe pământ. Există și oameni, cred eu, care gândesc bine pe lumea asta. Și să nu uităm că poate să fie și un mic abuz. Și o mică forțare a legii, a articolelor, care le interpretați numai cum doriți sau cum doresc alții. Eu cred eu că nu sunteți de rea credință. Nu sunteți bine informat și ar fi bine să vă informați. Să citiți bine OG-ul 53, da? Articolul, cred, să nu uite, 204 litera D, rulează în dacă nu momentul de greșesc, față pe ecran. 204 litera D, și aștept scuze publice, domnul prefect, dacă aveți curajul acesta, să zic, domnule, am greșit, am fost pe o pistă greșită, gata, s-a terminat discuția, iar atunci când greșesc, într-adevăr, mi-aș dori să ne trageți de mânecă, nu să vă lăudați că ați reușit să anulați în prima instanță, că mai rămâne de văzut cu anulatul ăsta, că și că v-am spus, o luptă, nu un război. Că ați anulat, ce ați anulat, domn prefect? Cornul și laptele la copii? Noroc că am găsit altă variantă, pe asta nu o știați. Ce ați anulat? Statutul sau ce aveam pentru Clubul Sportiv Mineru Motru? Rectificarea de buget care viza banii la oata cele 23 de miliarde aduse de Morega, nu de dumneavoastră? Banii pentru direcția publică Motru să apuce de o lucrare? Și mare curaj directorul de la direcție să spună, de ce nu ne-a dat să ne apucăm de lucrare? Păi ei n-au votat cu acea rectificare de buget consilierii dumnealor. N-au votat pentru oata, ca să înțeleagă oamenii. Adică aveau director la oata și n-au votat pentru oata. Au director la direcție și n-au votat pentru direcție. Și când i-am întrebat de ce ați ca și ordinul de partid, păi când sunteți oameni buni? Numai cum vă e bine? Anul v-a lăsat Jeanu? A spus, bă, dacă votați să duc bani la oata și funcționează oata și câștigă Morega. Nu, câștigă cetățenii. Dacă votați pentru direcție, cumpără tractor și ce ne trebuie și pubele și nu e bine, câștigă și nu e bine Morega. Că vede lumea. Nu câștigă Morega, câștigă cetățenii. Nu ați votat laptele și cornul pentru copii, având în vedere că trebuia să dăm o hotărâre care trebuia dată de mult timp pentru Consiliul Local să poată să aloce laptele și cornul pentru copii și multe altele, că nu mai știu cele 6-7 pe din afară câte se întâmplă în fiecare zi, dar astea erau unele, au, și am uitat. Știu acum pentru ce ați contestat. Pentru hotărârea prin care am schimbat taga la direcție. Asta era modul discordiei. Practic, în acea ședință a fost o hotărâre de Consiliu Local, prin care a fost schimbată direcția la AGA, membrii în AGA, puși alți oameni și înlocuiți, cei care spune instanța că n-au fost puși corespunzător, da? Și asta era nemulțumirea. Și au găsit orice, că nu putea să anuleze numai pe-a cu direcția. Și a anulat pe toate, mai puțin 4 sau 5 care vizau niște repartizări de locuințe. Pe ce motiv? Că președintele de ședință, tot la o solicitare către prefectură, și dumnealui a răspuns ferm, direct, consilierii PNL au făcut o plângere către prefectură, și probabil președinte de partid, redactată de Jeanu la, pe calculatoarele CEO-ului, că de, asta este în ziua de azi, poate, că nu a fost numit președinte de ședință corespunzător. Practic, președintele de ședință ales pe termen a fost domnul, cred eu, Bălan Vasile, a încercat să boicoteze ședința, să nu se ajungă la acel proiect de schimbare a AGA, avea probabil semnale că va trece proiectul și avem 10 voturi, au intrat și au dat prezenți la ședință, dar când a fost supunerea la vot a ordin de zi, a căutat fel și fel de variante, că nu se pune pe ordinea de zi proiectul 4 sau 5 cu AGA, că sărim la 3, la 2, încerca să boicoteze ședința.
Și atunci un consilier a văzut că nu vrea, a propus schimbarea și înlocuirea președintelui de ședință, care mai mult, domnule prefect, a făcut un mare abuz și nu a trecut acele proiecte propuse prin comisii decât pe care a vrut el. Nu poți să faci așa ceva. Că Le astea nu treci? le vede domnul Păi prefect? nu le vede, că nu are timp și nu le știe, cred eu, dumnealui, și poate îl depășește Sau oarecum primește această problemă. informațiile numai din partea... Numai la telefon, cred că. Cred că numai la telefon, că e foarte ocupat dumnealui și cred eu că asta e. Și atunci au numit un alt consilier local președinte, a fost votat de 10 oameni, adică 10 prezenți, statutară ședința, ceilalți stăteau prezenți, dar nu ziceau nici da, nici bani, nici nimic. Da? Care nu sunt de la PSD. PSD are 8 mandate, domnule prefect. Nu are 10. Au fost și de la alte partide. Da? Și atunci oamenii au fost și membrii PNL care au votat proiecte de hotărâre bune pentru comunitate și au fost amenințați că sunt dați afară. De ce, domnul prefect? Că trebuie să meargă treaba? Gândiți numai politic să vă păstrați funcțiile? Astea sunt trecătoare, domnul prefect. Singura care vă rămâne așa este aceea de pensionar. Restul sunt trecătoare deocamdată și când veți fi și dumneavoastră ales de oameni, mai vedem atunci. Deocamdată aveți una numită și pe cea de pensionar dobândită, că ați muncit sau nu știu exact. Dar asta este problema. Și atunci au găsit ei dumnealor o variantă că n-a fost numit corect președintele de ședință și a fost schimbat ilegal, în condițiile în care eu nu vă să fi schimbat ilegal un președinte. Au atacat la prefectură, prefectura în instanță și culmea. Instanța a dat 7 hotărâri, se anulează și, cele care rând, și 4-5 rămân. Păi când suntem drepți? Eu, logic, nu? Dacă președintele n-a fost bine, pică toate hotărârile sau corect, rămân toate. Nu există albă sau neagră. Sper eu și am văzut exact ce a motivat dumnealor acolo, am așteptat motivația. Este clar că vom face recurs. Nu există să nu se facă recurs și sper să fie și oameni care înțeleg exact principiul, să nu înțeleagă că dacă e cu statul trebuie să câștige numai statul, să câștige dacă are dreptate. Nu trebuie să vă bucurați, domnul prefect. Am văzut că la emisiune sau așa am înțeles, erați foarte bucuros că n-ați câștigat. Ați adus și un prejudiciu comunității, dacă era după dumneavoastră, că n-am așteptat eu să aduceți dumneavoastră prejudiciu, că v-am simțit pasul care vreți să-l faceți și am fost cu un pas mai departe și am rezolvat problema. Dar, din contră, eu aș fi cedat orice dacă era în binele comunității. Adică dumnealor, ca să nu schimbăm o AGA și un director de la Direcția Publică Motor, era în stare să pice tot orașul, să nu mai fie bani de nimic, să nu ajungă banii la oata, că nu-i interesa. De parcă i-ar fi adus de acasă sau să fi bătut dumnealui pentru treble. Nu s-a zbătut. Dacă se dorește, așa cum se vehiculează în presă, că domnul Marcel Iacobescu își dorește o funcție la PNL la de viitoarele președinte? Alegeri, la de județ? Ce nu? Da. Mă îndoiesc de aceasta. Este. Păi probabil s-a simțit oarecum obligat față de anumiți colegi de partid care l-au susținut pentru funcția de secretar sau ce dumnealui la partid. Da? Și atunci e normal să facă așa. Mi-aduc aminte că și pentru sediu de partid a venit pe la primărie de a achita niște bani restanți de ani de zile pentru un sediu al fostului PDL, care până la urmă da, a trecut pe persoană fizică și așa mai departe și aveau de plată, nu știu, 200 ceva de milioane, cred că. Mă regal bucura să viceară domnul prefect. Cred că și asta vă deranjează. Și a venit personal la MOTU să semneze impunerea pe acolo. Și nu le-a convenit faptul că au trebuit să-și plătească debitele? Să înțeleagă că la Morega nu merge decât dacă sunt corect și legal. Altfel nu. Pe nu impusese acel spațiu de ani de zile și a trebuit să-l impună pe ultimii 5 ani de zile, în condițiile acel spațiu fost PDL din Piața Nouă este de 25 de ani. Și când a venit Morega, a trebuit să-l impune. Și acea impunere, nu știu, a fost 200 și ceva de milioane. Dacă au plătit tot debitul, au fost scutit ceva de penalități și dobândă, nu știu, 170-80, că nu stau să analizez exact. Dar probabil a durut acest lucru, nu știu ce l-a făcut Jiana. Care a fost primar și care trebuia să aducă bani la bugetul local. Și era normal local să facă, chiar dacă sunt colegi de partid sau nu, a așteptat să vină. Nu a făcut-o cu răutate, așa o fac pentru toată lumea. Dacă acel pensionar din puținul care are și plătește impozitul pe un metru pătrat, voi cei care aveți bani nu puteți să vă plătiți? Și practic ai stat 25 de ani și ai plătit pe 5. E bine și așa, nu? În România se poate orice. Și lucrurile astea... Gândiți-vă că dacă nu erați dumneavoastră, nu plăteau nici pe aceia 5. Și mai este treceau 5. Este foarte adevărat și vreau să vă spun că inclusiv toate partidele sunt la zi cu plată la chirie. Fiindcă se așa pare e normal. Corect, asta e normalitatea. Eu am un principiu. Eu inclusiv mi-am plătit impozitele și de nu că mă dau banii afară din casă. Dar așa o văd și consider că e normal. Bun, mai sunt și oameni care nu au posibilitate, dar sunt oameni care sunt de lăsători. Cum pot eu să cer unui cetățean să-și plătească taxele și impozitele locale
când eu sunt dator pe un an, doi sau șapte. Și atenție, vom verifica și vom face lista și pentru dumneavoastră, domnilor foști primari și consilieri locali. Trebuie să fiți un exemplu pentru localitate. Da? Mergeți și achitați-vă taxele și impozitele, cum spune legea. Nu vrei până martie să beneficiezi de bonificații, nicio problemă. Plătește de pe la sfârșitul anului. E treaba dumneavoastră. Sau dacă nu, în 2-3 ani cu penalități și majorări. Haideți să dăm noi un exemplu cetățenilor și după aceea să le cerem și dumnealor. Acest lucru l-avem și la Direcția Publică. Când a venit un control de la Curtea de Conturi, primul lucru l-a verificat pe Morega dacă are plătite taxele și impozitele și dacă la casă, atenție, are plătit gunoiul. Și au fost foarte uimiți că răspunsul domnului director, șef de birou, cum așa domnul Gădeaz, dumne, ce aveți că Morega plătește de când e el până în martie. Așa e normal. Cum mergeam eu la asociația de proprietari să cer banii pe taxa de gunoi de salubrizare când eu la apartament aveam datorii la asociație? Și am zis că nu e regulă. Și atunci am zis, domnilor, dacă toți am fi așa corecți, hai să ne plătim și la OATA datorile și angajații și oamenii. Haideți și, eu știu, de la primărie să ne plătim taxele și impozitele. Nu mai sunt aceste probleme. Nu. Sunt astfel de oameni care le încurajează. Pe voi care erați cu legea, nu ați plătit niciodată de 20 de ani de când e sediul ăla. Și avem Morega și a trebuit să-l impune, să găsiți o variantă, să rezolvați, să-l impuneți pe ultimii 5 ani. Nu există. Și vă spun clar, dacă greșiți, vă scot afară. Nu stau la discuții cu nimeni. Unde e lege, nu-i tocmeală. Haideți să fim oameni, să ne respectăm unii pe alții și atunci ne vor respecta și cetățenii. Pe ala mărât, că n-are informație și, cum spun alții, n-au pile, îl omorâm. Iar pe dumneavoastră, cei care sunteți în frunte, peste tot, merge și cu datorii, merge și cu cotite, ca așa. Nu, la mine nu merge acest lucru și asta îi deranjează. Și au văzut. Am trecut și am găsit peste tot. S-au demolat anumite clădiri. A rămas acolo betonul. Nu i-a întrebat nimeni. Mă, când ai concesionat, ai spus că redai cum trebuie. Dacă i-am pus să facă cum trebuie, s-au supărat. Unde nu i-am mai găsit, am făcut noi. Zic că am interes. Nu. Eu vreau, doresc pe unde trece să rămână totul frumos după noi, să termină cu spargem și lăsăm așa că vine. Nu. Să facă fiecare. Dacă eu nu deranjez pe nimeni, dumneavoastră, de ce trebuie să ne deranjeze? De ce trebuie să deranjează cetățenii? Nu. Nici cetățenii nu ne deranjează pe noi. Am ajuns în situația în care sunt nevoie să merg eu personal. Să văd mizerile, dezordinea, gunoiul. De ce? Numai așa să pot lua măsuri. De ce? Totul mai de ce? Fiindcă le e teamă la oameni. Acolo are persoana X influentă, acolo e directorul nu știu care influent, acolo este societatea nu știu care și n-ai voie să intri pe teritoriul ăla, că ai probleme, că ai păi soția unde, angajată unde nu atâta? Știu unde, că ai, eu știu, fratele, prieten și neam cu altul și așa mai departe. Păi de ce, mă, oameni buni? Găsiți dumneavoastră rezolvare să nu mai fiu în situația asta de a face. Nu mi-e drag, dar n-am încotro. Nu am încotro, trebuie să o faci. Astăzi am fost la policlinică. Și spunea un domn doctor, am trecut prin zonă, domnul primar, v-am văzut pe unde era mizeria ieri. Și am explicat, aoleu, dar zic, vedeți, domnul doctor, domnul doctor, vedeți că și la dumneavoastră în curte, la fel, la policlinică. S-a uitat, domnule, ai dreptate. Și am făcut curat cu oamenii de la direcție. De unde erau frumos acele imagini? Până la policlinică? Până la policlinică, acele imagini erau de lângă, practic, din stația de sortare a deșeurilor. Stația de sortare și transfer a deșeurilor aparținând direcției publice Motru în administrare, da? Acele resturi, o să spună că bate vântul, peste tot bate vântul. Erau prea multe, ca să zici, da? Că toate le-a adus. 2 hectare și ceva. Mai mult, s-a format o altă groapă. Poate vede și domnul Sanda și l-a rugat să vină mâine până la Motru să rezolvăm treaba cât mai repede, că eu nu accept așa ceva. Nu trebuie să fie foc deschis în stația de sortare, lângă Petru, când poate să ia foc oricând și când bate vântul. Care? Nu e normal să arzi cauciucul și alte resturi în stație, chiar dacă trebuie să încălzească oameni, găsiți-le soluții să încălzească, luați-le, domnule director, echipament la oameni, că nu le-a luat. Luați-le echipament de protecție, de ce trebuie, de iarnă. Și atunci nu mai aveți pretenții să încălzească oameni la un cauciuc sau la resturi de lemne ca să le dea foc în stație, să poată să aprindă oricând stația. Și în zona acestui perimetru al stației s-a format o groapă de gunoi în câteva luni de zile. Cred că sunt 300 de tone acolo. Cred că nu glumesc. Ce atât înseamnă gunoi? Da. Înseamnă canapele, resturile de pe la sate, de pe la țară, care oamenii trebuie să priceapă că noi le plătim. Inclusiv dumnealor, plătesc gunoiul și nu este mic. Vorbim și despre gunoi, taxa la Motru, da? Și sunt plătite de primărie. Ori de primărie, ori de cetățeni. Pe oameni le plătesc, nu se le duce acolo. Când cer 10 lei pe persoană, 9,89 de lei la Motru prețul, deci prețul la gunoi la ora actuală la Motru e 9,89 de lei. Ce dorea domnul director de la Motru? Să-l facă 17 lei.
Și ați cum să facem, dom'le, 17 lei pe persoană, în condițiile în care tariful este aprobat din 2019 de 9,89 de lei, cred că nu greșesc, aproape 10 lei, din decembrie, din luna a 3-a 2019. Iar acum am văzut la Adi Târgu Jiu, poate greșesc, 5,5 lei. Așa am este. Văzut Toată la lumea... Dragote sau unde 5,6 lei pe an de persoană. Am văzut în alte localități 6 lei, 7 lei pe lună de persoană. Ce sunt S-a dorit la care Mătăsari au undeva la 10 lei acum. Nu vorbim de 2019. Vorbim de 2022. Păi cum au rezistat oamenii aceștia cu 4 lei, 3 lei și acum mărit 5 lei, că tot la groapa din Târgu Jiu, tot cu autospecială, tot din poartă în poartă fac gunoiul, iar la motul se dorește 17 lei. Păi eu să fac astfel de proiect niciodată în viața mea. De ce? Păi nu e normal. Nu se justifică. A, nu se justifică că nu trece dumnealui să vadă cum să muncești, e altă treabă. Da? I-am rugat să facă dumnealui proiect de hotărâre, PNL-ul. Faceți, domnule, proiect de hotărâre, că aveți majoritate. De ce nu vi-l faceți? A, păi să pierdem politic? Păi nu să pierdeți politic, aici nu e treaba de pierdere politică. Îl faceți dacă trebuie economic. Dacă nu necesită, nu-l faceți. Degeaba am spus că a crescut prețul la Târgu Jiu. A crescut și pentru Târgu Jiu, și pentru Mătăsari, și pentru Rovinari, și pentru Dragotești, și pentru toată lumea. Deci acea societate care face din poartă în poartă în 42 de localități sau 32, nu știu câte, are 5,5 și merge prin tot județul și îl duce, eu știu unde duce, la Târgu Jiu, la Severin, unde îl duce, nu știu. Iar la Motru, l-are din 2019 9,89 de lei, atenție oameni buni, pe persoană și nu e de ajuns. Trebuie dublat. 17 lei, da. De ce? Ca să doarmă directorul în birou acolo, ce să fac? Asta ar trebui să vadă domnul prefect. Să spunem, cum ați aprobat, mă, voi în 2019 10 lei și la Târgu Jiu 3 lei? Da, cum e posibil să existe o asemenea liberalizare? Adică unii spun 20 și unii pun 5. Cum îl calculează, îl cară cu elicopterul, cu cel care cu avionul? Că e simplu să faci niște calcule. Că a crescut salariul, a crescut. Păi dacă voi nu v-ați dezvoltat în ultimele 6 luni de zile când ați avut 10 lei față de alții care aveau 3 lei, vă dezvoltați acum când mai puneți 3, 4, 5 lei, 16 lei, 17 lei, că vreți să-l faceți? Ajungem la alte tarife. Că și oamenii trebuie să fie bine informați. Vă spune, doamne, nu aprobă primarul, nu dă primarul. Păi nu poate primarul să vedea că ar fi tot bugetul meu. În condiție care aveți din 2019 l-am măturat undeva la 49 de lei, iar domnul primar de la Târgu Jiu am înțeles că acum, în 2022, l-a mărit la 51 de lei. Mă, unde vedeți voi rău sau bine? Adică ei de 3 ani de zile au prețul mărit care abia a ajuns acum Târgu Jiu la el. Și ziceți că nu e bine. Deci nu e normal ce se întâmplă. A, nu e bine că nu mai dă randament, nu e bine că nu știu ce să facă, nu e bine că nu se implică să-și găsească lucrări. Este altă treabă. Aici e o lipsă de management și probleme de management. Eu când am spus că e management defectuos, nimeni nu crede. E bine, țineți-l acolo, ați ajuns de la 1 miliard și ceva pierdere la 4 miliarde și ceva. Trebuie plătit omul la partidul. Adică atâta se limitează. Eu așa văd, se limitează doar la un om care trebuie să ia un salariu. Că n-are unde să ducă. Da. Că n-are unde, că au încercat la CEO și n-a mers, au încercat acolo la APIA, n-a mers. Și atunci au găsit strada spre direcția. Ce este dureros, spune, o să lăsăm o oată dezastruoasă, o va închide Morega. Că asta e mintea lor. Îi vom lăsa o direcție publică dezastruoasă, o va închide Morega și gata, pierde, vine Gigel din nou candidat în 2024 și câștigă. Păi oameni, nu sunteți nebuni? Că o să vă iau oamenii cu pietre. Ați înnebunit? Că oamenii nu sunt atât de naivi pe cât credeți. Da, îi duceți cu zăhărelul astăzi. Păi, acum nu știu dacă e bine să spun sau nu. Au fost ieri când au fost probleme la stație, la 2:20 nu mai era nimeni la stația de sortare. Programul se termină la 3. O să spună, vezi, mă, dam o regă la televizor că nu stai la servici, de aia mă iau de tine. Nu, mă, iată că ăsta e programul. Tu ca director trebuie să faci treaba asta, nu eu ca primar sau alții. Dar m-au sunat da, poliția locală. Da, pentru că vă acuză că de ce vă duce și arătați că este singura variantă lucrurile de prin muncă. Oraș. Este singura variantă. Dar ei ceea ce se întâmplă sub nasul lor nu văd. Păi nu e simplu să vină șoferul să aștepte după tine până cobori de acasă. Nici în visele lui visa actualul director să aibă mașină la scară. Care și totuși ține la chestia asta, deși a fost acuzat că face niște cheltuieli care nu sunt normale pentru această societate. Înainte trecea strada, acum nu mai trece strada, să duce mașina până la scară. Deci a avansat, i-a fost prima lună așa. Dar nu știu de ce acceptă oameni. Deci niciunul din directorii care au fost la direcție n-a avut șofer. El are că n-are permis să meargă pe jos, să-și ia bicicletă, să-și ia trotinetă de aia electrică, să vină, să fie eco, să vină, să nu țină o persoană să-l plimbe plătită de la deal la vale, consum aiurea, când acea persoană are altceva de făcut.
Sunt multe de făcut. Și astea toate generează pierderi, care ce fac? Măresc tarifele la oameni. Păi de o să vă dea, mă, oameni buni, 17 lei, o persoană la motul de gunoi. V-ați gândit la treaba asta? A, gândiți că facem o regă și puneți oamenii în cap? Nu va face o regă așa ceva. Niciodată. Fiindcă atunci când va trebui și într-adevăr, din punct de vedere economic, trebuie mărit, o voi face. Dar atâta timp cât de 3 ani de zile aveți prețul mai mare decât orice altă localitate din județ, acum pentru 2 bani în plus sau minus nu voi face așa ceva. Și nici acolo aveți dublu. De la Târgu Jiu e 5,5 pentru toată comuna sau pentru tot județul aproape, iar la Motul e dublu. E aproape dublu. Și tot nu este bine. Nu voi face așa ceva. Consider că este în regulă. Nu doresc să ia alte lucrări. Caută să le selecteze. I-am rugat anul trecut. L-am rugat pe directul. Nu au oamenii, n-au nicio vină. Cu oamenii să domnule face. Să facă podul de la Ploște. N-au putut, a putut altă societate. Ați pierdut 300 de milioane. L-am rugat să preia să facă monumentul din fața primăriei din piață. Nu, că el n-are timp, n-are oameni, zban puțin. A făcut altă societate. Da, da, a făcut cavouri. Adică... Da, pe pierdere ca să rezolve anumite probleme, cred eu. Că până la urmă să ții 12 oameni acolo care până la urmă sunt meseriași. Tâmplari, dulgheri, instalatori, eu știu ce sunt, faienți. Să ții să facă groapa manuală. Până acum făcea cu utilajul, acum nu mai face și cu utilajul, o face manuală. Probabil scoate prețul mai bine. Ca să-i țină 12 oameni, 13 blocați în cimitir. I-am văzut, au făcut protest în cimitir. Și o să vedeți că acum când începem înfrumusețarea orașului, în martie, aprilie, nu o să avem cu cine. Cu o parte din ei o să-și ia medical, o să-și ia fără plată, poate și-a, eu știu, concediu de odihnă. Eu am nevoie de oameni dacă se va întâmpla așa ceva, îi atenționez, de acum voi fi nevoit să dau aceste lucrări la alte societăți. Eu nu pot să aștept, cum am pățit în 2021, programul de înfrumusețare să nu-l termin până în octombrie, noiembrie. Nu! Programul de înfrumusețare în 2 luni de zile trebuie să fie finalizat. Nu este finalizat, îl vom face cu alții. Nu vom mai aștepta să-mi facă marcajele când vrea directorul la direcție, pentru că nu e capabil să repare un utilaj, da? Și îl vom da dacă trebuie la alții. Oamenii, nu înțeleg, oamenii vor acum. Vrea marcaje curățenie martie-aprilie. Nu vrea în octombrie-noiembrie-decembrie. Nu. Da, știți cum? Uite, sunt norocoși, să știți. În ciuda ceea ce ziceți dumneavoastră, ați avut o iarnă ușoară la Mutru. Să știți că am avut emoții și eram pregătit. Deja aveam discuții cu mai multe persoane juridice de a interveni. De ce? Mă gândeam dacă nu intervin, nu. Nu că nu vor oameni, nu vrea acest om, nu vrea acest conducător. Cu oamenii fac, n-au nicio vină. Oamenii, până la urmă, angajați, știți cum se uită în stânga. Te trimite șeful, trebuie să te duci. Ce să faci? Se șef, vrei, nu vrei, el te trece în cartea de pontaj acolo, el îți dă salariu. El. El semnează că nu ți-l dă el, până la urmă. Și oamenii nu știu ce să facă. Am avut o intervenție, a fost polei singura de, nu știu, 1500 de lei. Și atunci, mă, mergeți și faceți documentele. Păi ne plătiți, păi cum să nu vă plătesc? Nu există muncă să muncesc să nu fie plătită pentru mine. Nu există. Din contră, am pus, faceți acum un fel de proces verbal, cât a spus, ce a spus, și când vine sfârșitul de lună, dacă mai sunt altele atașați, dacă nu facturați. Că a fost doar 1500, că a fost nevoie de lei, asta este. Este un noroc pentru mine că am economisit. Să-l sunăm și pe domnul prefect, așa, da, pe ultimele minute, dacă e posibil. Să sunăm. De ce să nu? Chiar mi l-aș dori pe domnul prefect într-o emisiune față, ca să ne spune lucrurile pe nume, că n-am nimic de ascuns. N-am nimic personal cu dumnealui, credeți-mă. L-am întâlnit o dată sau de două ori, nu l-am cunoscut, nici nu-mi doresc să-l cunosc dacă e până acolo, dar să fie corect. Să nu lupte numai pe partea corect, galbenă. Asta vrea să fie corect lumea. Cu toată lumea, să ia pe colegii, să spună, n-ai dreptate, să-i spună și lui Morega, ai că am greșit aici, nu e în regulă, dar consider că n-am greșit. Și dacă am greșit, eu sunt omul care îmi cer scuze sau trec peste și spun de ce am greșit. Așa am interpretat eu. Dacă să o interpretez la modul ăsta să faci tu pe plac, ce faceți dumneavoastră dacă dați oamenii afară? Ce faceți dumneavoastră? Mergem în instanță, ne judecăm 2-3 ani? Ce vreți de fapt? Credeți că vă numește direct, fără alegeri la partid, dacă faceți treaba asta sau ce? Astea sunt vise ale unui om care a prins un pic de elan, putere, suferă, cred eu, de acest lucru și așa crede că își arată cine e dumnealui. Nu e. Abordările astea ieșiri, le-am văzut la Cărbunești când a spus că și dacă au murit oamenii, că toți mureau. Păi de atunci de să zboare acest om. În orice țară normală, nimeni nu mai făcea scul lângă acest om. Viața nu i-o dă dumneata le, domnule prefect, unui om. I-o dă Dumnezeu și ia tot Dumnezeu. Și doctorii trebuie să lupte pentru o secundă aia. Dacă poate, pentru secundă aia. Dacă ar fi fost bun apropiat de al dumneavoastră, ce ați fi făcut, domnul prefect? Ce ați fi făcut? Ați fi spus la fel că tot mureau oamenii sau trebuia lăsat să moară că oricum mureau? Deci acestea sunt lucruri care nu demonstrează felul, caracterul omului până la urmă.
Nu Domnul pot să fie prefect altfel. transmite din regie, a fost contactat de colegii mei și spune că nu intră într-o discuție cu dumneavoastră, că nu comentează puncte de vedere ale persoanelor, că ce a avut de zis, a zis. Acum, este noi ne-am făcut decizia datoria să-l întrebăm și pe dumnealui dacă vrea să comenteze. Eu v-am spus că oricând sunt dispus să intru într-o discuție cu dumnealui televizată, publică, că nu am nicio temere și n-am nimic de ascuns, cu documentele pe masă, sunt convins că oarecum am mai analizat, auzind ce am spus astăzi, și poate îi trage un pic de urechi pe cei care l-au îndrumat pe o pistă greșită. Și eu l-aș ruga doar atât, nu am nicio supărare la adresa dumnealui, să fie mai atent, să nu asculte chiar ce îi se spune, să verifice. Și dacă într-adevăr era ceva care am greșit, poate să mă sune, să mă cheme la dumneavoastră, vin cu mare drag și îi spun, da, dumneavoastră, uite de ce am făcut treaba asta. Să lase la o parte activitatea politică, o poate face după orele 4, 5, când termină dumnealui programul, sâmbătă, duminică, este problema dumnealui. Poate se simte dator fiind secretar general la PNL, acum în situația în care este partidul, fiind al doilea om din partid, ce ar însemna se eu, simte. În calitate de președinte al PSD la Motru, se iau decizii care necorecte să aibă, aibă legătură doar cu politica și ce PSD? Ar însemna eu dacă membrii dumnealui de partid au angajat la primăria municipiului Motru? Ce ar trebui să hărțuiesc pe acei oameni? N-am făcut așa S-a ceva întâmplat, niciodată. Domnul primar, s-a întâmplat cu alții. Eu n-am făcut niciodată așa ceva și nu fac. Din contră, consider că acel om n-are nicio vină atâta timp cât este un om corect. Nu te jignește, îți face treaba. Dacă nu am posibilitatea și puterea să-i spun unde a greșit, să-i spun că nu este absolut nimic în legătură cu partea politică, este doar strict administrativă și pentru programul de lucru și atât. Și cred că au înțeles oamenii și aș fi putut să o fac. Dar n-am făcut-o. Să spună pe cine am deranjat cu acel lucru. Și am. Cred că, slavă omului, dacă caut, cred că sunt vreo 5, 6, 7 în această situație. Și n-am făcut-o. Să știți că sunt mulți de la PNL. Și l-am pe domnul Sanda, că dumnealui te-a dat întotdeauna exemplu. Are nora la primărie, are copilul la CO. Niciodată nu i-am făcut ceva rău norei sau, cum spune dumneavoastră, bă, dacă fac, îmi fac aia rău ceva la CO, că vezi, cu liberale la CO. Nu. Eu nu fac. Femeia își face treaba, n-am nimic împotrivă. Au venit și la mine presiuni din partea poate unor, că, domne, mută, fă, de ce? Femeia și-a făcut treaba, nu mă jignește, e treaba dumneavoastră ce face și cum face, da? Așa ar trebui să spui, Nea Sanda, alegeți. Ori fata, Nea Sanda, permis să-i spun domnul da, Sanda. Da, domnule consilier. Alegeți, ori fata la primărie, ori băiatul la CEO. Dar n-am făcut și nu fac așa ceva. Dacă eu pot, dumneavoastră, de ce nu pot, domnule prefect? De ce? Să aper ce? Ia-l pe domnul Dan Matei la dumneavoastră la prefectură, ai posibilitatea să-l transferi de pe la instituții, pune-l consilier personal, nu are nimeni probleme cu dumneavoastră. Cereți o situație dacă vă interesează problema a municipiului Motru. Că am cerut prin Consiliul Local, consilierii, primarul, situația economică acestei societăți de luni de zile. 3-4 am și renunțat să mai cer. N-am primit-o niciodată. De ce? Că ascunde pierderile. Că n-au indicatori. De să fie, este singurul director numit de un CEA ilegal, spusă chiar de prefectură și prefectura dumnealor, nu a noastră, da? Care n-a avut indicatori de performanță. Adică omul acesta a stat director și stă director fără să facă nimic. Nu-l trage nimeni la răspundere dacă le dă salarii la oameni, dacă au lucrări, dacă au ceva plus, dacă au făcut o investiție, dar el în schimb ia 5-6 mii de lei sau cât avea salariul 9.000, 10.000 brut, da? Pentru ce? De fapt, se spune că a mai stau o lună când mai am și pe aia văd. Pentru o lună să alege praful de această societate. Și va fi direct răspunzător moral și domnul prefect care ține spatele și Consiliul Local care l-a numit și AGA care l-a numit toți. Am făcut chiar o informare către Consiliul Local săptămâna trecută la care am adus la cunoștință aceste probleme. Credeți că a citit-o cineva? Nu cred. Și am rugat frumos și am consemnat și în procesul verbal există. Vă rog frumos luați act de acea adresă. Este importanță, dați-i atenție. Să o citească măcar, să o aducă. Spune omul ăsta, cum vrei să-mi spună ceva. Ei mă să verificăm, chiar așa e? Că s-ar putea oameni buni acele documente să ajungă și la cetățeni să le vadă. Și dacă ați fost informați, ce o să mai spuneți? Le-am adus o informare cu privire la problema OATA odată cu ieșirea din insolvență. Credeți că e interesat? Nu e interesat. Pe când îți spune cineva că ai de achiziționat 48.000 de certificate pe anul trecut, înmulțiți-le oameni buni cu 180 sau cu 190 și veți vedea că sunt 8.500.000 de euro. De unde îi dă primăria municipiului Motru? Și spuneți că se închide OAT, asta vă doriți? Din contră, un consilier spunea, oameni buni, toți banii ce se încasează la OAT trebuie să cumpărăm certificate.
Oameni buni, prefectul e al nostru, haideți să facem solicitări către guvern. Oameni buni, haideți să vedem ce se întâmplă la București și la Timișoara. Că acolo vom ajunge, dacă nu luăm măsuri acum, să vedem ce putem face. Încerc acea variantă cu piroliza la motru și cu arderea deșeului în combinație mixtă cu cărbunele. Se pare că Ministerul Energiei este dispus. Și-a dat un acord. N-am avut timp câte sunt să fac o adresă scrisă, nu vorbe, să-mi comunice scris. De ce? Va trebui să luăm o decizie în Consiliul Local să dăm un acord de principiu. Nu este societatea mea, e a dumnealor a Consiliului Local. Să dăm un acord de principiu să pentru a începe cu piroliza o astfel de investiție la Motru în parteneriat cu Hornets, Eco Hornets și cu, eu știu, Ministerul Energiei, Primărie și cine mai trebuie pentru a dezvolta această problemă. Asta ar trebui să-i preocupe. Eu eram prefect în secunda, unul era la Motru. Și spuneam, oameni buni, este singura variantă. De ce? Te-a mai avea căldură la Motru în sistem centralizat. De ce? Eu am mai multe informații ca dumneavoastră, că este adevărul, probabil la nivelul dumneavoastră are alte informații, care în 2023-2050 nu mai prea e nevoie de cărbune sau puțină cotă de cărbune. 2. Nu mai plătiți acele certificate. 3. Nu mai dăm bani pe deșeuri. Dacă doresc treaba asta, 2 milioane și ceva sau câte tona, 24-25 de euro la groapa de gunoi plus colectatul, nu mai punem povară cetățenilor 9, 10, 12 lei pe lună gunoi și punem 2, 3, 4 lei, producem energie electrică, nu 5 MW pe oră și producem 7, 8, 9, 10, decât da, putem face acel sistem. E bine și pentru că transmiteți energie în rețea. Să înțeleagă acest lucru. Să vină să ne informeze. Oameni buni, există variante. Terenurile care le aveți în zonă, neproductive, putem face acele panouri fotovoltaice, vă sprijin cu, nu știu, o informație. Acele izlazuri comunale, unde nu mai există vaci, poate fi acum variantă de panouri fotovoltaice la înălțime. 3 metri, paște vaca pe de jos, și produce energie, lași ochiuri de lumină în anumite zone și faci ceva. Ăsta e rolul prefectului în teritoriu. Nu e să numere mie prezența consilierilor. Corect. Nu să numere mie dacă am 2 sau 7 ședințe. Nu, să vadă, băi, n-aveți dreptate, haideți să facem ceva. Dar, din păcate, răspunde doar la problemele politice. Poate îi place, n-are încotro, are presiuni și eu am multe, domnul prefect. Și pot să fac multe dacă ar fi, dar nu fac. Că așa mi-este felul și caracterul, așa am fost învățat și născut, să fac bine, nu să fac rău. Și vă mai spun încă o dată, nu o luați ca pe o răutate. Funcția dumneavoastră este trecătoare. Cel puțin a noastră, bine de rău, avem 3-4 ani de zile, suntem aleși, nu suntem numiți. De asta ați puteți, mâine nu mai puteți să fiți, dar România se strică ușor. Și asta ar trebui să vă dea de gândit. Nu orice gloabă ajunge armăsar, dar orice armăsar poate ajunge o gloabă, domnul prefect. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru mesajele transmise aici în emisiune. Ați încercat să clarificați ceea ce a apărut în media deja în ultima perioadă, supărarea primarilor la adresa prefectului. Domnul prefect a refuzat să aibă un punct de vedere pe acest subiect, spunând că a avut unul deja în presa nu locală. Nu avea ce să spună. Nu avea ce să Cert spună. Este că supărările pornesc de la primari de diverse culori politice, deci nu poate spune că pornește doar la de la o formațiune PSD. Politică. Exact. Și până la urmă, PSD și PNL momentan formează o alianță și ar trebui ca lucrurile să fie altfel, dar se pare că nu funcționează că mi-aș la dori nivel de Gorj. Ca și colegii, alți colegi primari, să aibă curajul să iese, să nu le fie teamă, chiar dacă e o comună. Că nu avem de ce să ne fie teamă, dragi primari. Nu avem de ce, ne spunem păsurile și lucrurile care ne confruntăm. În loc să fim ajutați, suntem încurcați. Păi eu să-i dau răspuns, să-i caut hotărâri, să că în condiții care le are la prefectură, le-am transmis în fiecare lună. În momentul lună. În care este o ședință de Consiliu Local, toate hotărârile se transmit suntem pentru aviz de legalitate la prefectură. Lege, nu așa, suntem la data, dacă e pe 5 de pe 2 sunt acolo, nu sunt trimise pe 6-7, nu există la motul așa ceva. Cine știe, dar nu cred așa ceva. Se fost sărbătoare, da, probleme. Știți cum nu înțelegem. Există. Important este că ați explicat și motivația politică. Asta este motivația este care stă la bază și faptul că fornesc tot felul de adrese să de la PNL domnul Motru prefect, spre domnul prefect. Nu a intrat în discuție acum neapărat când a avut. Cred eu că a mai dat un punct de vedere la altă televiziune și cred că se îndreaptă un pic asupra articolului care le-am spus să-l citească și după virgulă. Da, să-l citească poate și-a dat seama cap, că a greșit. Poate, și sper eu, să nu se mai ia de ceea ce îi se spune la ureche. Să vadă că oamenii din jur nu sunt corecți și nu le transmit trunchiat informațiile informația sau legea interpretarea juridică. Și nu e bine.
Până la urmă, nu trebuie să gândim juridic cum îmi convine bine și cum trebuie, cum spune legiuitorul. Eu sper că aceste aspecte pe care le-ați precizat astăzi la ora adevărului să se clarifice cu domnul prefect. Așa cum îl cunosc eu pe dumnealui, cred că va mai da un ochi peste documentele de Și care Liviu ați la zis Motru, dumneavoastră. când Da. dorește și când are timp, să mergem și la OATA, să mergem și la Direcția Publică, să-i Să prezentăm vadă și orașul, problemele direct. să vadă și investițiile din localitate, să vadă și problemele cetățenilor, să ne dea un sfat sau o mână de ajutor dacă dorește în anumite puncte sau Chestiuni, da. proiecte. Îl așteptăm cu mare drag. Mă bucur. Eu am arătat pe parcursul acestei emisiuni și niște fotografii, niște imagini de acolo de la Motru, cu niște investiții trecute și prezente. Cred că singuri ați putut să vedeți cum se făceau investițiile în urmă cu un an de zile, mai bine de un an de zile la Motru, adică de mântuială, și cum se fac investițiile acum. Așa că un oraș care se dezvoltă cum este municipiul Motru nu poate decât să ne bucure, pentru că și Motru trage cu județul Gorj și atunci noi avem avantaje toți ca cetățeni ai județului Gorj. Mulțumesc domnului primar, mulțumesc celor care ne-au privit de acasă. Ne revedem mâine seară la aceeași oră. La O zi revedere!